Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O să ne bucurăm de prezența celor dragi, de niște peisaje, de veștile bune pe care o să le primim și o să avem și noi multe de oferit. Se adună nori negri deasupra relației de cuplu, iar furtuna e tot mai aproape. Soțiile care vor să ia o decizie definitivă ar face bine să se gândească de 10 ori înainte de a vorbi, asta dacă nu vor să sufere inutil. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec va avea șansa de a încasa o sumă considerabilă de bani, rezultat al unei afaceri demarate cu ceva timp în urmă. Prin urmare, acesta va putea să-și facă planuri de viitor sau să-și cumpere un obiect scump dorit de mai mult timp. Berbecii vor avea o zi calmă, fără evenimente majore, însă pline de dragoste și romantism. Problemele îi vor ocoli complet pe nativii din această zodie, motiv pentru care toată atenția va fi concentrată pe persoana iubită. E momentul ideal pentru a face planuri de viitor și pentru a pune la cale următorii pași din relație. Dacă ai anumite gânduri pe suflet, nu ezita să le mărturisești. Astrele îi recomandă nativului berbec să se bazeze pe intuiție și să asculte cu atenție sfaturile unui prieten apropiat, deoarece acestea vor fi extrem de folositoare în viitor. Seara se va bucura de liniștea căminului și veselia celor dragi. Taur. Nativul Taur va începe noi proiecte profesionale caracterizate printr-o complexitate superioară celor finalizate până acum. Din acest motiv, acesta va avea tot mai puțin timp pentru viața sa personală. Totuși, membrii familiei sale îl vor înțelege, îl vor susține și încuraja. Taurii au zeci de idei ce par a fi sclipitoare, însă practica lasă de dorit. Un prim pas e necesar pentru a pune lucrurile în mișcare, iar pentru asta nu se cer planuri și strategii perfecte. Fixează o țintă și nu te abate de la ea, indiferent de obstacolele apărute. Vei observa că toate se vor așeza la locul lor mai repede decât îți imaginezi. Astrele îl sfătuiesc pe nativul Taur să arate mai multă încredere și mai mult optimism. Doar astfel va putea demara activitățile propuse în ceea ce privește redecorarea interiorului locuinței. Gemeni. Nativul Gemeni va fi visător, melancolic, motiv pentru care nu se va înțelege aproape deloc cu un șef sau cu un coleg care îl va agasa cu numeroase sarcini de serviciu. Aceeași tendință de a face mai multe lucruri deodată nu va face decât să-l streseze și mai mult. Gemenii care au probleme în relația de cuplu sunt hotărâți să rezolve situația, chiar dacă asta presupune un adio dureros. Înainte de a începe o astfel de discuție, încearcă să identifici cu precizie care sunt problemele reale, ce pot fi clarificate și care sunt diferențele de caracter. Acestea, din urmă, nu pot fi eliminate, chiar dacă discuția se întinde pe ani întregi. Totodată, se recomandă prudență în alegerea cuvintelor. Ascultă cu atenție ce ți se comunică, ai putea afla lucruri interesante. Chiar dacă va fi conștient că există persoane care îl invidiază sau îl bârfesc, nativul Gemeni nu va fi influențat deloc negativ, deoarece pur și simplu le va ignora. Acesta va uita de toate problemele spre seară la o întâlnire relaxată cu prietenii. Rac. Nativul Rac va fi extrem de introvertit, chiar dacă astrele vor favoriza relațiile acestuia cu prietenii. Va fi însă foarte receptiv la sfaturile date de o rudă cu o mai mare experiență de viață. Va avea tendința de a face cheltuieli majore, bazându-se însă pe banii altora. Racii sunt copleșiți de emoții și preferă să ascundă adevăratele probleme sub preș. Suferința este doar un simptom, nu cauza. Poate că există anumite dorințe pe care le-ai neglijat sau oameni pe care i-ai dezamăgit. Lucrurile se pot îndrepta rapid dacă identifici corect ce se întâmplă. Câteva ore petrecute în liniște ar putea da multe răspunsuri. Ascultă-ți instinctul. Îți va spune cu precizie când faci ceva greșit sau nu. Acest lucru va putea genera unele tensiuni în familie. Situație în care nativul Rac va ieși dovedind ceva mai multă înțelegere și diplomație decât de obicei. Spre seară, partenerul de viață va insista să inițieze împreună o afacere de familie. Leu. Nativului Leu îi se va propune o afacere cu bătaie lungă, ce va părea profitabilă la prima vedere. De asemenea, vor apărea preocupări noi, majoritatea lor referitoare la creșterea confortului propriei locuințe. Acesta va refuza fără prea mult tact să ajute o cunoștință, altruismul fiindu-i străin în această zi. Riscurile de accidente sunt crescute astăzi. Nu uita de asta dacă pleci în călătorie sau te apuci de o muncă fizică în gospodărie. E recomandat să acționezi moderat, alternând momentele de efort
cu odihnă. Seara ai parte de surprize plăcute din partea celor dragi. E posibil să primești vești despre o moștenire neașteptată. Din punct de vedere financiar, nativul leu se va descurca onorabil cu condiția evitării oricăror speculații. Spre seară, acesta va trăi momente minunate în compania partenerului de viață. Fecioară. Dorința de evoluție profesională a nativului fecioară va ieși la iveală încă de dimineață, când acesta va fi lăudat de șef și invidiat de colegi. O persoană dragă își va serva aniversarea și va trebui să-i cumpere un cadou. Chiar dacă nu se va bucura de o situație financiară prea confortabilă, nativul fecioară se va descurca cu ajutorul economiilor sale secrete. E timpul să începi să-ți educi autocontrolul. Astfel cresc șansele tale de a ajunge printre cei puternici. Vei face o impresie puternică, demonstrezi o educație bună, dar ai grijă să te abții de la orice fel de lingușeală. Nu strică să urmărești persoane care au reușit și care pot fi un exemplu bun pentru tine astăzi. Spre seară va primi vizita unei rude apropiate care îi va cere un împrumut. Va trebui să se consulte cu partenerul său înainte de a lua o decizie. Balanță. Nativul balanță va accepta confesiunile unui coleg de muncă, devenind un fel de complice al acestuia. Situația nu va rămâne între patru ochi, așa că acesta va fi invidiat de terțe persoane vis-a-vis de faptul că a devenit confesorul acelui coleg. Vei avea toate motivele să fii mândru de tine însuți. Poate fi vorba despre o victorie în dragoste, despre interesul pe care îl stârnești unui auditor numeros sau poți să-ți demonstrezi anumite aptitudini unice. Dacă e vorba despre creație și artă, nu fi surprins să dai celor din jur câteva capodopere neprețuite. O persoană necunoscută îi se va adresa într-o manieră mai puțin civilizată nativului balanță. Astrele îi recomandă să nu intre în polemică și să ignore persoana respectivă. Frustrările acestuia vor dispărea seara după o plimbare în aer liber. Scorpion. Nativul Scorpion va stabili câteva relații importante cu unele persoane din sectorul profesional pe care le-a monitorizat atent de ceva vreme. Acest lucru s-ar putea întâmpla în cazul unui eveniment festiv organizat cu mult timp în urmă la care vor participa în timpul după amiezii. În schimb, acesta le va întoarce spatele prea brusc celor care vor avea neșansa de a fi inutili. S-ar putea să fie obosit de evenimentele din această zi agitată. Este foarte probabil ca multe situații să necesite participarea ta directă. Fie vei ajuta o rudă, fie vei avea de făcut o comunicare ce îți va aduce destul stres. Sfatul venit de la astre e să ai răbdare, mai ales că seara promite să fii răsplătit cu multă compasiune, calm și liniște. Fie va fi o întâlnire romantică, fie o petrecere restrânsă cu prieteni foarte apropiați. Totuși, ingeniozitate și inspirația îl vor ajuta acesta descoperi metodele prin care va reuși să îi mulțumească pe toți. O propunere de colaborare neașteptată se va dovedi profitabilă, dar înainte de a accepta nativul Scorpion, va trebui să-și informeze și partenerul de viață. Săgetător. Nativul săgetător va avea un comportament puțin ieșit din tiparele normalității. Mai precis, energia în exces a acestuia îl va face extrem de imprevizibil. Se vor produce câteva schimbări în situația sa financiară. Săgetătorii vor fi foarte preocupați astăzi de ei înșiși. Ca niciodată veți fi foarte atenți la felul în care arătați și sunteți extrem de interesați să faceți o impresie bună. Aceste noi experiențe vor veni cu rezultate uimitoare. Astfel, veți avea parte de o schimbare majoră în viața voastră, care vă va aduce numai beneficii. Pe plan personal, o mică scenă de genul gelozie este posibilă din partea persoanei iubite. Fiți sinceri atât cu voi, cât și cu jumătatea voastră. Va apărea tentația unor cheltuieli inopinate pe care va trebui să le evite, momentul fiind total nefavorabil investițiilor de orice fel. În plus, nativul săgetător va fi ocupat și cu finalizarea unor demersuri ale partenerului de viață, privind programarea unei escapade de vacanță. Capricorn. Dorința nativului Capricorn de a se impune pe plan profesional va depăși consistent limitele bunului simț. Acesta va uita că are prieteni, va uita chiar și de familie, doar pentru a-și atinge obiectivul, un job mai bine plătit. În acest sens, un prieten se va oferi să-l sprijine financiar, dar îi va pune câteva condiții. Nativii din Capricorn trebuie să fie astăzi foarte atenți, coborâți cu picioarele pe pământ și încercați să înțelegeți că nu trăiți într-o lume perfectă, iar unii oameni v-ar putea face rău. Fiți atenți la cum închideți
ușa casei și în niciun caz nu lăsați cheile în contactul mașinii. Spre seară veți putea primi vizita unei persoane care vă va aduce o veste foarte importantă pentru viitorul vostru. Asumați-vă responsabilitatea. Astrele îi recomandă nativului Capricorn să refuze din start acest ajutor interesat. Seara acesta se va compensa față de cei dragi cărora va încerca să le îndeplinească toate dorințele. Vărsător. Nativul vărsător va trebui să plătească o mulțime de facturi ce s-au strâns în ultima perioadă. Din fericire, cei apropiați îl vor sprijini din punct de vedere material. Colegii de muncă îl vor agasa, dar va fi și vina sa deoarece nu le va asculta doleanțele până la capăt. Nativii din vărsător trebuie să fie atenți astăzi la cum își cheltuie banii. Sunteți predispuși la cheltuieli inutile pe care le veți regreta foarte repede. Învățați să vă relaxați și să gândiți foarte bine înainte de a lua o decizie care vă afectează atât pe voi, cât și familia sau prietenii apropiați. Nu sunt recomandate deciziile radicale în relația de cuplu, chiar dacă amândoi simțiți că ceva este în neregulă. Astrele îl sfătuiesc pe nativul vărsător să nu se angajeze simultan în mai multe activități, deoarece nu va reuși să finalizeze nici măcar una dintre ele. Spre seară, împreună cu partenerul de viață, va onora invitația la cină a unui prieten drag. Pești. Nativul pești va face câteva cheltuieli neplanificate ce îi vor depăși binișor bugetul personal. În speranța că nu îi va observa nimeni lipsa de realism, acesta va fi obligat să amâne o călătorie de agrement tocmai din acest motiv. Oricum, astrele nu-i recomandau călătoriile lungi în această perioadă. Nativii din pești se vor simți astăzi în largul lor. Faceți exact ceea ce vă place, motiv pentru care starea de spirit se va îmbunătăți considerabil și veți fi foarte indulgenți cu cei care v-au greșit. Ar fi normal să învățați că o astfel de atitudine vă ajută extraordinar în relația cu oamenii din jurul vostru. Bucurați-vă de aceste momente și nu vă temeți să arătați ce simțiți cu adevărat. Deoarece nu va putea fi ajutat nici de către partenerul de viață, nativul pești va trebui să strângă din dinți și să încerce a câștiga bani și din alte surse decât jobul actual. Prin urmare, acesta va avea nevoie de sfatul celor mai buni prieteni. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu.